Bună dimineața, Hristos a înviat. Adevărat a înviat, neața, neața, bună dimineața, sănătate. Ce ne-ai adus astăzi? Mă gândeam, Răzvan, acum după sărbători, ar fi bine să avem grijă cum stăm cu colesterolul, poate că nu ar strica chiar un set de analize, ca să vedem valorile colesterolului rău, să nu care cumva să fie crescute. De ce spun asta? Pentru că mesele de Paște cu ouă, carne, cozonac, pască reprezintă o tentație căreia nu-i prea rezistăm întotdeauna și astfel organismul poate fi pus la grea încercare. Am sărbătorit cu cei dragi, foarte bine, Paștele a trecut, ce este însă de făcut acum? Cum ne putem ajuta organismul astfel încât să ne revenim încet, încet? Aflăm acum! Ce impact poate să aibă dieta de Paște asupra persoanelor care au probleme cu colesterolul? Masa tradițională de Paște tinde să fie un pic mai ușoară față de masa de Crăciun. Mai avem și legume care apar în acest anotimp și salate. Dar totuși avem și preparate bogate în grăsimi, sarmalele, ouăle, dacă exagerăm, produsele dulci, cozonacul, pasca, care pot să crească nivelul grăsimilor în sânge. De asemenea, dacă asociem și cu un consum de alcool excesiv, și acesta duce la creșterea grăsimilor în sânge. Când poate deveni periculos colesterolul? Colesterolul are două fracții, LDL colesterolul, adică colesterolul rău, și HDL colesterolul. Devine periculos când crește LDL colesterolul, putând duce la evenimente cardiovasculare majore, infarctul, accidentul vascular, arteriopatii. Ce este de făcut? Principalul tratament în scăderea colesterolului este schimbarea stilului de viață. Și în situațiile în care colesterolul nu răspunde la modificările stilului de viață, se aplică tratamentul cu statine. Cum putem scădea valorile colesterolului și ale trigliceridelor, ținând cont de dieta pe care o avem? Și adulții și copiii au probleme în ziua de azi cu colesterolul. Dacă vorbim despre adulți, atunci medicația este foarte importantă. Suplimentele alimentare pe bază de uleiuri esențiale, de asemenea, și ele sunt o metodă adjuvantă în menținerea colesterolului și scăderea lui dacă există valori mai crescute. Iar dieta este la fel esențială. În dieta adultului trebuie să întâlnim în mod constant alimente bogate în omega-3 și aici ne referim la pește, la migdale, la semințe de in, atenție, măcinate, nu cele întregi, pentru că nu avem acces la uleiurile esențiale din semințele de in. De asemenea, ritmicitatea meselor, cele 5 mese pe zi, au un rol foarte important. Această ritmicitate este importantă pentru că asigură o senzație de sațietate constantă și o glicemie menținută constantă, nivelul glicemiei constant, în așa fel încât să nu mai fie acele mese copioase de seară. La copii, dacă la adult ne putem permite medicație, la copii doar suplimente și alimentație, mișcare, deci menținerea trigliceridelor și colesterolul la copii și scăderea, dacă sunt valori mai mari, vine din stilul de viață. Din păcate, copiii noștri sau foarte mult pe telefon, merg cu mijloace de transport la școală și practic nu prea mai există mișcare. Simplul mers pe jos, urcatul scărilor, mersul o dată pe săptămână la patinoar, practic ar fi câteva exemple de mișcare care ar putea să le mențină colesterolul în limite normale. Suplimentele naturale, plantele ne ajută în lupta cu colesterolul? Răspunsul este categoric da, cu condiția să fie recomandate de un medic și luate în doze adecvate. Vorbim de acizii grași omega-3 pe care îi luăm din uleiul de pește, de pește gras. Vorbim de acizii grași omega-3, 6-9 pe care îi luăm din uleiul de negrilică, uleiul de in, uleiul de cânepă. Foarte importante. De asemenea, plantele de tip anghinare, sunătoare, armurariu, care stimulează secreția și excreția de bilă, deci emulsionarea grăsimilor. Ați
atenție așadar la ce și cât mâncăm, fără excese, dacă se poate. Să nu uităm apoi să facem mișcare și bine ar fi și un set de analize uzuale prin care se dozează și grăsimile din sânge. Asta ca să ne asigurăm că suntem bine sănătoși. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Neața ca să spunem bună dimineața, sănătate. Zi minunată să avem cu toții. Mulțumim tare mult!